nouă medalie și o atletă de top mondial. Ambele sunt apariții pe care specialiștii le consideră aproape minuni pentru condițiile actuale ale sportului românesc. Am aflat cum se naște un talent și cât de dificil este să ajungă acolo unde Alina Rotaru a ajuns zilele trecute, pe un podium mondial. Dana Govoreanu nu are nici 20 de ani și este deja componenta echipei naționale de atletism a României. Este din Râmnicu Vâlcea și a început atletismul dintr-o joacă, în Zăvoi. Era vara anului 2018. O fată longilină, abia trecută de 14 ani, și-a lăsat colegele de vârsta ei să se relaxeze la piscină și s-a înscris să alerge la maratonul Olteniei. O tentau provocările. A câștigat la categoria ei de vârstă și a repetat apoi performanța și anul următor. Atunci când ochiul priceput al profesoarei Alina Borța a văzut în ea talent și mult potențial și a luat-o în grupa ei la atletism. După puțin timp, Dana ajungea campioană națională. Un an mai târziu era convocată la lotul național al României pentru campionatele mondiale din Kenya. Acum 6 ani de zile am descoperit ce este atletismul aici la maratonul Olteniei, neștiind că există acest sport, neștiind ce înseamnă probele atletice, probele de garduri, proba pe care o fac eu. Și a fost o provocare pentru mine în ziua respectivă, când am alergat atât la cursă și după aceea am fost chemată la antrenamente de către antrenoarea mea. A zis că sigur tu o să faci 400 și de aici am pornit, fix din locul acesta. La a doua națională a mea am și urcat pe podium și am zis, într-un timp atât de scurt, totuși să urc pe podium, este clar că aici trebuie să rămân. O accidentare i-a întrerupt cariera anul trecut. Dana era în formă maximă, la o sutime de secundă de recordul național și mai avea 2 săptămâni până la mondialele de atletism din Columbia. Dar o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchi a întrerupt ascensiunea. A fost lăsată în afara lotului și a rămas și fără micul sprijin financiar pe care îl primea. Federația nu a putut să o ajute nici cu finanțarea operației. Dana a găsit sprijin la un sponsor local care i-a plătit intervenția la o clinică din Târgu Mureș. Dana și-a revenit încet, dar nu a avut parte nici de cantonamente asigurate, nici de mult sprijin și nici măcar de bătrânul stadion din Vâlcea care era în reamenajare. S-a antrenat pe unde a putut, iar drumurile obositoare la facultate la Pitești au obosit-o și mai mult. Dar în această vară a cucerit medalii la campionatele naționale și chiar a fost apoi rechemată la echipa națională pentru campionatele europene de tineret. Nu s-a întâmplat, nu mă mai gândesc că am trecut prin momente grele când nu aveam curaj să mai pun piciorul jos, să merg, nu puteam să mă gândesc că o să mai trec gardul. Momentele astea nu mai există acum, amintirile astea. Da, așa este, mi-am făcut oarecum o surpriză să particip din nou să-mi îndeplinesc baremul de a participa la campionatul european. Acum ce-mi doresc, să o iau de la zero, cum se spune, pentru noul sezon competițional, ce va începe în luna decembrie. Și să nu uităm că în 2024 vor fi Jocurile Olimpice la Paris. Eu îmi doresc foarte mult să-mi îndeplinesc baremul pentru a participa, însă știu că este dificil, este greu, pentru că baremul este destul de greu de îndeplinit, dar nu este imposibil. Duminică, Dana vrea să alerge din nou la maratonul Olteniei, chiar și pentru a le mulțumi simbolic organizatorilor care au ajutat-o cu operația. Este povestea unei sportive în plină ascensiune.